găsit la Jurnal Economic. Omul de afaceri Ioan Niculae rămâne cel mai bogat român, cu o avere estimată la 1,1 miliarde de euro. Ioan Niculae are afaceri în agricultură, energie și turism. Averile cumulate ale celor mai bogați români au scăzut pentru prima dată de la începutul crizei sub nivelul de 20 de miliarde de euro, relatează Digi24, în contextul lansării topului Forbes al celor mai bogați 500 de români. Niculae este urmat în top de Dan Adamescu, cu afaceri în imobiliare, are media asigurări, care are o avere estimată la 950 de milioane de euro. Locul 3 este împărțit de Frank Timmis, cu afaceri în extracție de petrol și minereuri, dar și Ion Țiriac, care activează în sectoarele auto, imobiliare și bănci, ambii cu o avere de 850 de milioane de euro. Averile cumulate ale celor 500 de miliardari români din topul Forbes au scăzut pentru prima oară de la debutul crizei sub 20 de miliarde de euro. Angajatorii din România pot primi facilități fiscale pentru un nou tip de salariat, și anume cel al tânărului cu risc de marginalizare socială. Facilitățile sunt calculate în funcție de indicatorul social de referință, care anul acesta are valoarea de 500 de lei. Ziare.com scrie că noua prevedere este inclusă în legea care a intrat în vigoare pe data de 22 octombrie. Tânărul cu risc de marginalizare socială este definit ca persoana cu vârsta cuprinsă între 16 și 26 de ani, care se înregistrează la Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă, în a cărei rază teritorială își are domiciliul și se încadrează în una dintre următoarele categorii. Se află în sistemul de protecție a copilului sau provine din acest sistem. Are dizabilități, nu are familie sau a cărui familie nu-i poate asigura întreținerea. Are copii în întreținere, a executat una sau mai multe pedepse privative de libertate. De asemenea, este victimă a traficului de persoane. De asemenea, acesta trebuie să fie apt din punct de vedere fizic, dar și psihic. Acestea au fost, doamnelor și domnilor, știrile economice. Urmează cursul valutar, iar cu veștile din domeniu ne întâlnim luni la aceeași oră. La revedere!